Haideți să facem o pâine gustoasă și crocantă cu făină integrală, fără să ne mai obosim cu frământatul. Și vă garantez că veți fi gata în doar 2 ore cu această rețetă. Puneți într-un bol 300 de grame de făină albă, 150 de grame de făină integrală, 5 grame de zahăr, 10 grame de sare, 7 grame de drojdie uscată și 30 de ml ulei de măsline. Amestecați bine toate ingredientele, pe urmă faceți o gaură în mijloc și turnați 350 de ml de apă călduță. Folosind o lingură de lemn, amestecați ușor la început. Pe urmă, omogenizați bine aluatul. Pentru dospire, folosiți oala de la un multicooker și pentru a nu se lipi aluatul, folosiți un spray antiaderent pentru gătit sau puțin ulei. Am setat manual multicookerul la temperatura de 45 de grade Celsius și am lăsat aluatul la dospit timp de 30 de minute. Presărați puțină făină pe masa de lucru și omogenizați puțin aluatul, formând la final o bilă rotundă. Acoperiți cu un prosop curat și mai lăsați la dospit încă 30 de minute. Cu 15 minute înainte de finalizarea dospirii, încingeți o cratiță de fontă în cuptor la temperatura de 225 de grade Celsius. Pe urmă, acoperiți cu un capac având grijă să nu vă ardeți și coaceți timp de 30 de minute. Pe urmă, luați capacul de pe cratiță și rumeniți pâinea încă 5 minute. Când lovim fundul la pâine, aceasta trebuie să sune gol. Atunci știm sigur că este coaptă. Lăsați pâinea să se răcească, pe urmă puteți felia și să o mâncați după bunul plac. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la acest canal. Pe curând!